și Hristos a înviat. Da, chiar ai dreptate, pentru noi chiar e un meci, poate nu cât un campionat, dar cât o cupă cu interiorul vestiarului a fost, pentru că venind după un an greu, cu multe probleme, să zic așa, pe care în sfârșit am reușit să le rezolvăm din punct de vedere sportiv, să zic așa, ne-am adus liniștea aia pe care o căutam de ceva timp și de asta mă bucur. Vreau să felicit jucătorii, staff-ul, oamenii de pe lângă echipă. Am dat dovadă de caracter, cum am spus, și de asta sunt fericit. La penalti arăta că tu ești titular. Puțin? La penalti arăta că tu ești titularul cu ghilimele de rigoare. Titularul la 11 metri, să zic, după ce s-a întâmplat cu Botoșani. Da, bine, a fost un moment nefericit pentru Sergiu, prin care poate mulți dintre noi am trecut. Și eu și alți jucători am ratat penaltiuri, dar e important că toți am fost alături de el și împreună am putut să trecem peste acel moment. Nefericit, cum am spus, dar important e ziua de astăzi și, cum am spus, suntem fericiți după mult timp. Pentru că au existat acuzele acelea că a ratat intenționat, da. S-a vorbit de acea discuție cu Florescu. Nu, nici vorbă. Florescu, ca să vă spun ce s-a întâmplat, îl tachina, cum se face într-un meci, îi adresa niște cuvinte, exact, niște cuvinte nu tocmai prietenoase, dar s-a întâmplat, s-a ratat, am trecut peste acel moment și iată că astăzi am dat dovadă de caracter toți jucătorii și împreună am reușit să câștigăm. Zico, ce răspui adversarul din UTA pentru evitarea trădării, care îți spun că a fost un meci așa amicat? Mă interesează ce zic. Eu sunt fericit că ne-am jucat corect șansele. Păi meciul trecut spuneau că... mă rog. Da, cum am spus, sunt fericit și mă bucur că am câștigat. Și mai departe, capul sus, nu am intrat în vacanță, mai avem un meci de disputat pe care cu siguranță o să-l tratăm serios ca și până acum. Până la urmă e fotbal, se pot întâmpla multe lucruri, dar mergem la Iași cu gândul de a juca fotbal. Poate acum, că nici nu mai e presiunea aceea a rezultatului, poate o să prestăm un fotbal mai bun, că suntem conștienți și noi că cel puțin aici lumea la Ploiești își dorește să vadă alt fotbal. Dar deocamdată ăștia suntem, atât putem și cu toate problemele pe care le-am avut în acest an, mă bucur că am reușit să trecem peste ele cu bine și vedem ce va fi în continuare. Așteptările publicului sunt mari, așa cum ziceai și tu. Care sunt așteptările voastre pentru sezonul viitor? Pentru că vorbeai de anumite probleme pe care le-ați... Da, deocamdată vreau să mă bucur de acest moment. Eu, cel puțin, sincer, din punctul meu de vedere, niciodată nu sunt mulțumit de mine, în primul rând. Și sper că pe viitor, cum am spus, să jucăm un alt fel de fotbal. Cu, nu știu, cu mai multe ocazii de poartă. Știu ce își dorește lumea aici, la Ploiești. Și de aceea o să încercăm, cum am spus, acum neavând o presiune a rezultatului, să jucăm în ultimul meci un fotbal mai plăcut. Asta înseamnă, Gipu, că și sezonul viitor rămâi aici. Deocamdată nu am semnat nimic, dar în mare parte probabil că da. Mulți spunea că pe masa de Paște o să ai de mici. Tu ce îți dorești pe masa de Paște? Ai vreo preferință culinară anume? Nu, sincer vreau să fiu alături de familie, încât am mai rămas din ziua aceasta și mâine, să mă relaxez, să mă bucur de toți cei de acasă și să revenim marți cu forțe proaspete la antrenament. Când ești soacră sau soția? Soacră. Când e botezul, Gigo? N-am înțeles. Prima. Păi e prima. În număr puțin mai mare. Toate sărbătorile sunt speciale pentru noi. Ne place să le petrecem în familie și de-abia aștept să ajung acasă, sincer. Cu siguranță, în fotbal, știți dumneavoastră, sunt momente mai puțin plăcute, dacă de care sigur Vali o să treacă acum mult mai ușor, pentru că
rezultatele bune aduc și o dispoziție mai bună și cu siguranță fanii o să fie mai înțelegători și chiar.